e mai slăbit, mi se pare. Profesional, doar. Da, asta cu toții, dacă suntem aici, e clar, nu? Hai să mă... Ia aranjează-te tu frumos. Așa mi se pare, mă, îți permiți alb, eu nu mai îmi permit. Mai mult de vernis. M-am gândit la asta, să știe, cred că a fost o decizie... Inspirată. Vedem, dar știți, o... pot să zic o... O să zici ce vrei tu. O suc, de fapt, hai să-ți zic. Da. Să fie înțeles. Da. Că dacă pot să o zic dimineața la matinal... Îți slăbește treaba asta? O ca pentru moment, da. Adică atâta timp cât contează, depinde cât trebuie să faci impresie. Adică puțin pot treaba asta. Unii trebuie să-și scoată coastele, alții de... La tine, da. Da, eu sunt încă el la faza la care doar dacă o suc e ok. Tu ești ca măgarii de la petrecere. 57 de oase rupte are, îți dai seama. 54, mă, ce uite, 32. 57 dacă... Bine, Horațiu, unde e Horațiu? M-a întrebat de 3 ore, am înțeles, de diferit, deci nu. Eu sunt fanul. V-am zis că eu sunt fanul lui Horațiu. Tu te pui la mintea lui Horațiu? Și noi. Dumnezeu, deci Horațiu a zis 32 de oase rupte. Să dea Dumnezeu, să-l audă Dumnezeu, să fie fost mai să puține, fi... dar ce mai contează? Ai avut 32 de oase rupte? Nu, a zis 54 în 32 de ani. 54. 54 a zis. Ne-a încurcat 32 de ani cu 54 are de oase. Are omul 54 de oase? Da. Și mai exceptând să mai metatarsienele și asta. S-a mai tasat-o. Te-ai aruncat de acolo, vezi că noroc că au schimbat canapelele, acum am dat seama. Și dacă te aruncai pe canapeaua care trebuie, ieri Andrei a rupt ăla cu amnam, știi? Și asta da. Era aici, dacă s-a aruncat el și nu. Păi nu că Andrei a fost mai... Eu știam că a schimbat canapeaua. Știam că la voi s-au dus banii de canapele, de aia n-au schimbat-o la noi. Și de asta m-am aruncat. Că... Auzi, dar pe ale voastre le duci în partea altă? Bă, din surse neoficiale înțeleg că nu, pe ale voastre... Pe ale voastre ar trebui! Nu știu! Pe ale voastre ar trebui! E păcat de asta, câți oameni n-a nenorocit canapeaua asta. Asta spun, a noastră nu neapărat, că la știi în dimineața... Adică, dacă o lasă pe aici, pe undeva, ăla care o ia, are groasă mâncată. Asta trebuie distrusă bucată cu bucată. Asta ar trebui undeva la o mănăstire dusă și... Trebuie dusă? Exorcizat! Trebuie scos de dracii, de nea, că... Da, da, e numai duhuri de alea, mâncate Bianca, alea... Dai dar cât are asta? Cât morți? Păi Răzvan Ciobanu pe bă, să dea dracii, lasă, băi, unde? Marcel Toadă. Nu, acolo e cu despărțit. Marcel Toadă. Aici, de ce să mă despart de cine? De Marcel Toadă, Izraela, Mărculescu. Marcel. Asta și Izraela, pe care apeau asta? Nu pe asta. Normal, acolo. Toți au stat pe aici. Toată lumea asta. Doamne ferește. Și ailaltă, avea și ailaltă reputație. Bă, nu te mint. Vadim, da, auzi, și Zoia, Vadim Mărioara. Auzi, și în cazul meu, Zoia a fost producătoarea al domnului Țuțu, Dumnezeu să-l ierte. Mai, și asta zic, nici eu nu mă simt chiar bine. Da, bă, dacă faci 30 de ani de carieră, de meserie, mai moare lumea în 30 de ani. Ce să faci? Că hai să trecem la lucruri mai serioase. Ai luat locul de X? Lu? Te faci MC la mare? E cel mai celebru MC la mare, după Silvia Andrei, bineînțeles. Este DX The Artist. Nu știu cine e. Andreea noastră. Andreea noastră. Cred că ai spus asta. Bă, nu vă mint, Dana. Eu... Andreea, asistenta noastră. A, da? Păi nu e la da, Mega Discoteca Tineretului. Bă, nu, eu sunt pe alt segment cu Mega Discoteca Tineretului acolo. Nu-i publicul meu, știi? E ca în centru vechi. Eu n-am public de centru vechi. Eu am un public mai de un pic de un lat. Unde, la Mamaia? 50 plus. La prietenul nostru, dacă-l știi, Teo. Pe Alize? Nu, pe Alizeu s-a dus gata. A, nu mai e? Nu mai e. La prietenul nostru comun, Teo, care avea cremele, că puteți să zice că nu mai sunt. A, nu mai e nici creme. A, fratele... Da, Teo. Fratele lui... fratele lui Zimă. Ce ziceți, mă, că noi nu înțelegem nimic. Era o terasă în Mamaia, se numea Crema... Exact. Da, mă, și nu era al fratelui Taniei Budi? Nu e al lui Ionuț. Aia e alta. Concurența lor, na. A, le confund, dar nu era una lângă alta. Ai lucrat mult la el, ai lucrat acum... Am fost la el, bravo, da, corect. Mergeai, ai fost o vară în care mergeai. Fratele era lângă, am impresia. Crema era... Fix lângă, fix lângă Love. Ai avut o vară. Love, mă, Love. A, da, am fost. Așa, eu tot nu știu. Vedeți dacă am fost doar o vară, l-am uitat. A, e ok, bravo. Și am tot o vară. Da. A, și o să fie acolo toată vara? Fiecare vineri. A, mă, că nu e un job rău. Weekendul, adică, nu e rău. E bine. Ce să faci? Nu e rău, da. Că mai avem astea. Dar chiar tu de ce nu vii niciodată la mine la petrecere? Unde? În București, când fac. Păi când faci? Mi-ai zis? Și tu ai dreptate. Habar n-am avut. În timp ce spuneam, am dat seama când l-am invitat. Habar n-am avut când faci. Gata, vina mea, gata, e vina. Dacă mai aș veni și eu, dacă 28 august următoarea. Bine, asta nu înseamnă că sunt. Eu am avut 28 august. E luni. Atunci începeți emisiunea, în 28. Da. Nu e luni? Faci petrecerea în 21, ca să știi. A, păi tu faci petrecerea lunea? Nu, mă, 28 e luni. E luni. 26. 26. 25, 26. 26, ce, nici matematica asta. Dacă mă întorc de la mare, dacă o fi pe la mare, cred. Da. Oricum, eu am avut două weekenduri în București anul ăsta, așa că nu te simți vinovat că nu m-ai chemat. Că...
Dar poți să te cheme pe unde mă duc, da. Pe la Arad, pe la Iași, pe la Slobozia, pe la Brăila, pe la Grad. Ce unde faci mă duc cu turneu? La Slobozia, ce faci la Slobozia? Nu mă duc, eu cred că fie-mi să duc la turneu, mă duc acolo, sunt spectator, ce să fac. Aveți că e un local foarte șmecher în Slobozia, foarte, foarte șmecher. Hambar, foarte șmecher. Da? Wow. A, da, ne-ai zis. Mai de cap. Da. Făcut de doi băieți care au stat pe la Londra, foarte mișto. Deci mai sunt și prin țară lucruri. Nu e chiar așa de trist. Știu că și eu mă plimb. Nu știu, e trist. Mie-mi place unde ți-am zis, te-am tot chemat la Vela, acolo, la Dunăre, la... Așa, bă. Dar uite, nu-s turnee pe acolo. Acolo e frumos. Dar dacă fie... Eu îți promit că organizez să-ți facă un teren de tenis. Ten. Nu mie, mă, trebuie să fie. Tu, fii să facă federația, fii nu eu, da? Nu, eu vorbesc să-ți facă teren de tenis, să mergi să te antrenezi o săptămână cu el în cantonament. Asta ar fi frumos, da, e frumos. Este locul, este de vis. Da. De vis, mâncare. Hai să vedem, înțeleg că avem un material de aici, din București. Avem un material de aici, din București. Ce material avem? De la ziua prietenului tău, Enzo. Unde ai fost MC și vedem la ce te pricepi. Da, hai să vedem. Hai. Noapte nebună de distracție în club cu ocazia zilei de naștere a fostului concurent de la Șefi la Cuțite, Enzo Aiello. Ploaie de vedete, șampanie de cea mai bună calitate, artificii și multe, foarte multe noutăți mondene. Gianni Chiriță și milionarul John Albert, viață ca în Tenerife. Bine v-a regăsit, domnilor, v-ați întors răce din Spania, ce ați făcut acolo? Păi da, eu am fost într-o mini-vacanță. Vreau să ne spui care a fost cel mai nebun party, cea mai nebună petrecere cu câte femei. Deocamdată asta e ca o încălzire, așa. Pregătim ceva, nu te mai uita așa la mine că mă emoționez. Nu te mai uita că mă emoționez. Cred că au fost puține, vreo 12, nu? Puține. Cam așa. 22 de fete? Nu, 12. 6, 12, 12. Gianni e mai bătrân și nu... Da. Eu trag piciorul după mine, am bazin de aluminiu, e ok. Și 12 fete și voi doi? Și noi doi, da. Bănesc au cursă râuri de șampanie, de cocktailuri. Nu, adică 6 cu 6. Dar la un moment dat o să-i cedez lui, că eu nu pot, că sunt mai în vârstă. Mașini de lux, iahturi, chestii de astea, minore. Ce ați făcut? Erați în piscină cu cele 12 fete? Exact. Gianni, și încă ești în picioare după o săptămână de petrecere? Nu, n-ai înțeles. După ce am venit de la Marbella, mi-a trebuit 2 săptămâni să-mi revin. Uniform, ai făcut și topless sau? Nu. Am sutienul frumos pus unde trebuie, niciodată topless, niciodată. Niciodată. Doar acasă, unde trebuie. Cu cine trebuie? Cu cine trebuie. Și cu cine trebuie? Sunt în povară așa un pic prinsă de muzică, de proiecte. Proiecte, dar știam că ai și un iubit. Ne axăm mai mult pe partea profesională, dar așa ne prinde bine. Păi, dar... Noi am filmat la videoclipul respectiv când... Da, totul bine, doamne ajută! Mai ești cu băiatul acela, nu? Ei, acum e târziu să răspund la întrebarea asta. Trebuie să fii sinceră! Sunt sinceră! Ne focusăm amândoi mai mult pe proiectele profesionale acum. Ne prinde mai bine. O să lansez o piesă imediat. O să fac un proiect și cu un artist internațional. Așa că fac multe, multe chestii faine acum. Se vede că ești fericită. Sunt foarte fericită. Sunt împlinită pentru că am toate motivele. Toate motivele. Deci tânărul grec e în inima ta. E în inimă, undeva în inimă. Poți să-ți faci cămașa pentru că ai ce lăsa la vedere. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Haide, spune, cine te iubește? Cine te iubește? Cine, soțul meu, cine tu mă iubești? De 18 ani, doar eu. Cine știe, poate o să ne vedem și la platană, nu? La DJ-iță. Mai degrabă, poate mă vedeți lansându-mă o piesă, mă vedeți pe locul în trend, cine știe. Știi că eu fac cantă, am făcut școală de muzică, vioară, pian. Și am primit propuneri să fac câteva piese, doar că am gândit cumva e tardiv pentru mine.
rămâne așa la stadiul de pasiune. Interviu exclusiv cu tenismena Alexandra Dulgheru. Vreau să vă rog, e o diferență majoră între cluburile din România și cele din Occident pe care le-ați văzut de-a lungul anilor? N-ați întrebat persoana potrivită, că nu prea frecventez cluburi. Dar prințesa Bucureștilor, Andreea Podărescu, este prizoniera răspunsurilor monosilabice. Bună seara, bună seara, ce faci, frumoasa mea? Bine, mulțumesc! Prințesa Bucureștilor! Da, nu știu, ce să zic. Vreau să mă distrez cu Orațiu. Ai venit singură? Da. Pe însoțit, așa? E, așa se zice, că am venit singură. Apariție rară în cluburi. Duce o viață mai retrasă. Da. Până să ascultăm ce spune Cătălin Cazacu, să ne delectăm cu Gianni Chiriță, care dansează pe ritmurile unei manele celebre. Am văzut că știi pe din afară hitul lui Liviu Vurciu, mă rog, al trupei LA, Ochii tăi. Ne leagă amintiri multe și frumoase de Liviu Vurciu. Ce înseamnă asta, știi? Nu știi povestea? Nu! Ia, ăsta e piciorul meu. Da? Da. Și ăsta e al lui Vârciu. Extraordinar! Deci același tatuaj. Exact. Am fost atât de uniți ca să... Încât într-o zi, într-o dimineață, noi ne-am dus și ne-am făcut tatuajele astea. Ce picior e? Dreptul sau stângul? E, nu, ăsta e a meu, ăsta e a meu și ăla e a lui. A, deci tu stângul și el dreptul. Exact. Ce reprezintă acest tatuaj? Eram frați. Trăiam cea mai frumoasă, probabil, perioada vieții noastre. Eram săraci. Eram săraci, ca să nu știe lumea, eram foarte săraci. Iar sărbătoritul Enzo are ultimul cuvânt. Încă nu ați făcut nota de plată. Nu facem nota de plată, nu știm. Nu vreau să o știu. Cu dragostea cum stați? Foarte bine. M-am căsătorit la anul, e ok. Cu cine? Cu Cristina. Cu cine? De mult suntem împreună. De cât timp? De vreo 9 luni. Asta nu e mult. E mult, e mult. Și ați oferit un inel de logodnă? Normal că da. Ați îngenunchiat romantic sau cum a decurs? Nu m-am îngenunchiat că am avut probleme la genunchi, dar e ok. Dorm, da. Dorm. Cam așa. Vă pricepeți, domnul Cătălin. Sunteți priceput. Da, mulțumesc. Deci rămâne stabilit că vii la veniți la petrecerea mea. Da. Venim, în măsura în care o dechei. Veniți a fost, chemi... ai fost la care? La prima petrecere ai fost la a mea. Vezi, a fost Horatiu a fost la amândouă. Îmi place conceptul ăsta de care ai spus tu cu muzică în anii 80-90, pentru că asta a fost și ideea pe care o tot ziceam eu de mult când mergeam pe cluburi. Bă, cine o să aibă curaj să pună numai muzică de asta? O să prindă toată generația de plătitori, pentru că da, prins pe cei 45 plus. Mă rog, din păcate, nu știu cât rezistă noaptea. Vezi că prind la generația asta a noastră, prind mai mult cluburile de zi. Corect. Genul. Dar vezi că după pandemie am zis că poate rămâne povestea aia în care merge și dar sunt și mulți tineri. Uite ce a fost la Nostalgia, la festival, că 80% au fost tineri care n-au apucat muzica aia în momentul în care ea s-a lansat. Eu la petrecere m-am tot gândit ce nume să-i dăm și am zis Chef. Că așa se cheamă, Chef. Da, bravo. Că el, de fapt, e un Chef. Chef. E Cheful ăla, că toată... Master Chef. Da, generația nouă, ce mamă, ce șef vine. Bă, stai să-ți explic. Da, vine șeful ăla care exact face pe vremea noastră, era așa, dacă mergeai la o petrecere, plecai de acasă cu platoul ăla de pâine, cu pâine cu pateu. Cu salată de băuf. Sau cu salată. Oh, dacă erai bogat, aveai salată de băuf. Dacă erai sărac, meneai cu pate și... Bravo, da. Baghetele alea rotunde, mă, tăiate felii cu pateu pe ele. Și aveai zi aia de castravete morat.
felia de castravete murată. Da, o jumătate de felie tăiată frumoasă. Da, da, da. Stau crud, mă, putea să fie și castravete crud. Da, da, da. Noi am trăit toți la fel. Străveziu, așa. Da. Și n-aveam icre și făceai icre în fasole. Da, mă, făceai și mergeai la secțiunea la câte unul în apartament, băteai la ușă frumos, te descălțai. Băi, nenicule, eu credeam că... Unde-i la icre de fasole era cu castravete murat. Deci cu castravete murat, da. La Ploiești, în 90-91, cel puțin sâmbăta, când, în perioada aia, până am plecat la București, am plecat la București în 91-92. Bă, mergeai sâmbăta pe Bulevardul Republicii, Bulevardul principal, și unde auzeam muzică, luam trei trandafiri, că Bulevardul are trei de-alea, cu multe benzi și cu spațiu verde. Tăiam trei trandafiri de acolo, fiecare, că eram patru băieți, am crescut în grădiniță până în clasa 12. Mergeam la ușă, nu știam. După muzică nu dădeam seama dacă e petrecere de bătrân sau de tineri. Nu știam dacă e băiat, dacă e fată, dacă e majorat, dacă e ziua cuiva. Habar n-aveam. La mulți ani, să rumână, bă, nu zicea nimeni, voi cine sunteți, ce căutați? Poftiți, nu știu ce, normal. La mine l-a majorat, pe aceeași idee a trebuit să stau, eu stau la casă, stăteam. Adică stau e-mail la Ploiești. A trebuit să las poarta deschisă, tot pe ideea asta. M-am avut la 12 noaptea la tort, 98 sau 108. Bravo, da, persoane. Și la majoratul meu la fel. Intra lumea, pleca, nici nu coșteam pe domnule. Bă, pleacă ăștia cu casa. Deci ai mei făceau, bă, cine sunt oamenii? N-aveți voi treabă, nu? Like trei, jumătate nu știam. Inclusiv aia neinvitația avea invitațiilor. Da, 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 da. Așa era, jur pe mama.